Vă mulțumesc! Să știți că am fost foarte surprins. Intrat într-un număr foarte mare, mi-ați comentat, mi-ați dat like, ați interacționat cu mine și vreau să vă mulțumesc. Chiar vreau să vă mulțumesc. Acest video este special pentru voi. Este o continuare a primului vlog. Măi, m-aș fi descurcat pentru că mă implic. Adică citesc un scenariu, vizualizez și apoi încep să exprim. Dar nu mi-ar fi plăcut atât de mult. Vă spun sincer, nu mi-ar fi plăcut rolul lui Daniel, nu mi-ar fi plăcut rolul lui Damian. Mi-a plăcut foarte mult rolul meu, deoarece luptam pentru iubire. Ceea ce ar trebui să faceți și voi cu iubitele voastre sau cu iubiții voștri, depinde, fată, băiat și așa mai departe. E foarte frumos să lupți pentru ceea ce iubești. Exact asta exprimam eu în Iubiri Secrete. Și mi-a plăcut și am dus cu mândrie acest rol. Și voi puteți să-mi confirmați lucrul ăsta. M-am regăsit foarte mult în rolul meu, la un moment dat s-a și potrivit cu viața mea, exact ceea ce trăiam în perioada respectivă, jucam în Iubiri Secrete. Adică trebuia să interpretez practic viața mea și mi-era foarte ușor să fac lucrul ăsta, având în vedere că eu trăiam treaba asta. Cu surorile Dragnea. Nu! Nu! Răspuns ferm, nu am rămas prieten și vă spun și de ce. O să vă dezvălui ceva ce nu știe nimeni. Prima mea parteneră din Iubiri Secrete a fost Delia. Delia Dragnea. Ea a fost prima mea. Și de ce nu am ținut legătura cu ea? Noi cumva, vă spun sincer, noi nu ne-am suportat. Noi a trebuit să jucăm pentru voi, pentru că voi ne plăceați. Voi ne îndrăgeați. Și cumva trebuia să ne suportăm unul pe altul. Și ceea ce o să vă spun acum, Delia poate să confirme. Eram odată la o secvență. Și cum fiecare om are partea stângă diferită de partea dreaptă, eu i-am spus Deliei, fără niciun fel de reținere, că are ochiul drept mai închis decât ochiul stâng. Este pur adevărat, vă jur. S-a supărat foarte tare pe mine, a început să plângă, m-a șters de pe Facebook, de peste tot și de atunci am încheiat orice prietenie. Am fost doar pentru această telenovelă împreună și atât. Noi trebuia să exprimăm foarte multă dragoste, dar noi în realitate noi nu ne suportam. De la chestia asta, i-am spus eu, ai ochiul drept mai mic decât ochiul stâng. Și din acest motiv Delia nu m-a mai suportat. Oricum, pe atunci nu era genul meu, adică trebuia doar să ne complacem pentru secvență. Nu. Ceea ce am absolvit eu este facultate de științe economice. Nu are nicio legătură cu actoria, dar puteți spune voi dacă m-am descurcat. Eu zic că m-am descurcat. Practic, telenovela aceasta Iubiri Secrete a fost școala mea. 4 ani și jumătate din viața mea, eu mi-am dedicat acestui serial. Pentru că trebuie să mergem cu toate echipamentele și mai departe, dar da, sunt de acord să mergem și în Snagov, unde am filmat, unde era casa marișilor, să mergem și la depozite și peste tot, da, sunt de acord. Și chiar, nu știu, în viitorul apropiat sau, nu știu, poate la anul, ceea ce îmi doresc să fac este să reproduc niște secvențe din Iubiri Secrete. Adică exact ceea ce am jucat noi, cu protagoniștii, adică actorii, eu, Amir și voi de acolo. Adică o să facem o selecție și o să alegem un pistolar, cum am avut noi în secvența respectivă, o domnișoară sau o doamnă și așa mai departe, și o să reproducem exact secvența respectivă cu scenariu, cu punct, cu virgulă. Chiar o să fac. Uite, asta mai a venit acum. Da, între mine și Dorian Popa. Dorian Popa este unde este acum legat de vlogging, eu sunt la început, asta ceva contemporan, iar ceva legat din trecut, el era cel mai dorit de la Lala Band, de pe ProTV, iar eu eram cel mai dorit actor de pe Prima TV. Cumva fanii ne-au cuplat, ne-au pus în poze și așa mai departe și cam asta este singura legătură pe care o cunosc. Iubiri Secrete, tot doamna Angela Noroc m-a contactat și am fost într-o emisiune alături de Bogdan Marchidan. Îl ajutam pe el să-și găsească viitoarea soție și cumva eu trebuia să le pun bețe în roate, să văd cât sunt de ok, dacă gătesc, dacă nu gătesc, dacă spală șosete sau nu spală sau ceea ce fac. Și dacă ele erau ok, se duceau către Bogdan Marchidan și el le selecta. A fost o emisiune pe Național TV, se numește Alege Iubirea. Dacă vă uitați, acolo am fost și prezentator
și om de teren și așa mai departe. Și eu le-am tot testat pe fete să văd dacă sunt bune, dacă nu sunt bune și așa mai departe. Dați-i voi un search, Național TV, alege iubirea, Gabriel Mamiron, Bogdan Marchidan. N-a fost un succes emisiunea, nu din cauza mea, datorită mie s-a ridicat acel post Național TV. Serialul copilăriei noastre. Frumos. Lavinia, mulțumesc. Mă bucur. Așa. Mare fan, dacă ai putea să mă răspund la comentariu, te rog. Uite, îți răspund pe live. Ce ai vrea, dragă Rider, să zic? Îți zic că te îmbrățișez și mă bucur că ești alături de noi. Așa. Când eram mic și mă uitam la Iubiri Secrete, nu-mi plăcea personajul tău. Aici e nasol. Așa. Erați în piața asta neagră a mafioților, prietenul tău, Dani. Așa, m-am mai scris ceva. Așa, crescând văzându-te cum ești tu, fără a fi un personaj, am rămas fără cuvinte. Chiar mi-aș dori să văd un fel de podcast, sau cine știe, chiar un podcast cu voi și tăi colegi. Hai că ai sucit-o frumos. Până la urmă, ce să zic, deci practic mă îndrăgești. Asta ai scris tu aici, că ai văzut ce inimă bună am. Băi, chiar am o inimă bună. Așa, dar na. Ideea e că acolo aveam un rol și nu știu ce nu ți-a plăcut la rolul meu, pentru că eram un mafiot bun. Eu căutam dreptatea în tot ceea ce făceam și așa mai departe. Dacă ai urmărit toate sezoanele, ai fi văzut lucrul ăsta. N-ai de ce să nu mă îndrăgești. Chiar nu ai de ce. Sunt iubibil, practic. Ana Maria. Erai preferatul meu. Tot frumos ai rămas oricum. Mulțumesc frumos, apreciez. Să știi că mă simt frumos, am 33 de ani. Și chiar mă simt un om frumos. Așa. Îți mulțumesc, bro, că mi-ai făcut copilăria mai frumoasă. Și eu îți mulțumesc, DT fan, IT și așa mai departe. Ok, super tare acest script. Fă un video cu Raluca, Emanuela Radu. Măi, pot să fac un video cu ea, nu mă deranjează. A fost partenera mea în acest serial. Ne-am iubit acolo și așa mai departe. Am exprimat anumite lucruri. Pot să fac. Emanuela Radu, poți să-mi răspunzi la acest vlog dacă vrei să facem un vlog împreună. Iar eu o să mă gândesc. Nu e sigur. Nu știu dacă o să fiu hotărât să fac acest vlog. Deci va trebui prima dată să vină invitația de la tine și apoi să mă gândesc să văd dacă o să te accept. Vreau să continuați Iubiri Secrete. Fiți atenți. Aici vă dezvălui ceva mișto. Eu împreună cu Stănciulescu și cu Marchidan vrem să facem din nou Iubiri Secrete. Pe barba noastră, pe banii noștri. Urmează să ne întâlnim și probabil o să și filmăm când ne întâlnim și o să discutăm de toate aspectele, pentru că ne trebuie cameraman, ne trebuie scenarii și așa mai departe. Vrem să dezvoltăm din nou acest proiect. Pentru că îl iubim, pentru că îl iubiți și voi și vrem să continuăm. Este posibil să apară din nou. Fiți cu ochii pe noi. Pe mine, pe Stănciulescu. Stănciulescu are Backpack Your Life. Îl menționez din nou pentru că și el mă susține și el mă iubește la fel cum îl iubesc și eu. Te pup. Așa. Cel mai tare om ești, respect, așa, când va mai începe Iubiri Secrete. Tocmai am răspuns. Așa. Și Gabriel e prieten cu Amir, care Amir avea rolul lui Daniel, un psihopat. Da. Noi suntem prieteni de foarte mult timp. Urmează ceva foarte mișto. Eu o să divulg foarte multe lucruri din viața mea și a lui Amir de când eram noi mici. Am foarte multe filmulețe, am undeva la, nu știu, 600 de giga de poze și filmulețe cu noi de când eram la școală, în clasa 9, 10 și așa mai departe. Stați cu ochii pe noi și o să apară și Amir cât de curând. La 10.000 de subscriberi, Amir, așa a zis Daniel, o să apară cu mine într-un vlog, o să vi-l prezint și o să stăm de vorbă. O să facem ceva prank-uri. El nu știe, sper să nu se uite la acest vlog. Amir, să nu te uiți la acest vlog. Deși știu că ești cu ochii pe mine. Așa. Urmează să vă dau materiale incendiare, cum ar zice Capatos. Așa. Mamă, ce mi-a plăcut Iubiri Secrete. Primele 3 sezoane au fost cele mai tari. Le-am văzut de vreo 7 ori. Și vreau să știu și eu, George Rotaru, ce te face să nu te mai uiți încă o dată? Și încă o dată și încă o dată. Fii atent, când ajungi la a 10-a oară, scrie-mi și o să mă uit și eu împreună cu tine. Vin la tine. Postează mai des, te rog. Încerc să postez mai des. Te știu de când ai venit pe lume. Mamă! Doamna Eugenia Dumitrașcu.
Doamna Eugenia Dumitrașcu este nașa mamei mele de nuntă, de ceva pe acolo, suntem rude, nu știu. Și îmi zice că te știu de când ai venit pe lume și mă minunez de ce om ai devenit. Te îmbrățișez. Să rămână, să rămână, mulțumesc frumos, mă bucur că mă urmăriți. Acum, dragilor, spre încheierea acestui vlog, vreau să vă mulțumesc pentru că ați intrat într-un număr atât de mare. Mi-ați văzut munca, mi-ați văzut viața, sunteți aici, mă urmăriți, dar nu uitați, dați subscribe în continuare, dați share să audă toți prietenii voștri de mine, pentru că o să fiu important la un moment dat. La un moment dat o să mulțumiți pentru treaba asta. Dacă mă iubiți, dacă mă placeți, dați like. Dacă nu mă placeți, dați dislike. E treaba voastră. Eu vreau doar să vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Sper să fac materiale din ce în ce mai bune. Sper să mă ajutați și să mă ghidați în ceea ce trebuie. Vă mulțumesc. Nu uitați, clopoțelul să vă sune telefonul oriunde sunteți, în metrou, acasă, cu familia, în baie și așa mai departe. Eu trebuie să fiu în permanență alături de voi. Și asta o să fac. Vă pup. Instagram, Gabi Mamiron. TikTok, Gabi Mamiron. Facebook, Gabriel Mamiron. Căutați-mă și acolo. Vă pup și vă îndrăgesc. Peace.